privatizarea poștei, domnule Ponta, da, cu cine discutați acum, care e orizontul de timp pentru finalizarea privatizării? O să-l rog pe domnul Nica să vă trimită nota cu care a informat și guvernul. Sunt câteva mari instituții. Eu, de exemplu, am vorbit cu primul ministru al Belgiei despre intenția poștei belgiene. Dar mai sunt câteva și procesul este în derulare. Acum urmează să primim acordul Comisiei Europene al DG Competition. De ce Ministerul Bugetului sau de Finanțe, cine s-o ocupa, nu a aprobat fondul de rulment pentru Unifarm care rezolva criza citostaticelor? De ce n-au pentru făcut că era, mai repede? Pentru că era ajutor de stat în viziunea Ministerului de Finanțe și pentru că a fost nevoie ca astăzi să-i chem pe toți eu încă o dată la masă și să găsim soluția. Miercuri se aprobă prin ordonanță de urgență modificarea legii sănătății și de asemenea se aprobă tot prin ordonanță de urgență împrumutul din trezoreria statului pentru Unifarm. Mulțumesc cu domnul Borza, am lămurit, o sărim. V-ați gândit să renunțați în ultima perioadă la titlul de doctor? Nu, povestea cu doctoratul a fost o rană puternică anul trecut, s-a închis, cicatricea o să rămână. Dar de ce nu renunțați la un titlu care vă va păstra în permanență această vulnerabilitate politică? Repet, cicatricea asta o va deschide de fiecare dată. Cicatricea asta nu se va fi ca flota domnului Băsescu și peste 20 de ani o să-mi zică cineva. Deci nu renunțați la titlul de doctor. Rămâne acolo. Știți foarte bine că nu-l folosesc, că nu predau, nu am niciun fel de beneficiu în urma sa, dar nu. Dar nu era mai simplu să renunțați la el? Nu. Dacă era mai simplu, aș fi făcut-o. Care este decizia politică a guvernului în legătură cu achiziția de avioane F-16 de la portughezi? A început o negociere acolo. Decizia politică a României, adoptată și în CSAT, este de a cumpăra avioane multirol F-16, pentru că a fost o discuție ce tip de avioane cumpărăm. Și decizia a fost F-16 pentru compatibilizarea cu forțele NATO prezente în zonă. Și în a doua decizie, iarăși luată și clară, este aceea de a cumpăra avioane în uz, în folosință. Nu știu dacă e termenul de second hand e corect. In use este termenul care se folosește. Deci nu avioane noi. Mai departe, ministrul apărării în această perioadă discută și cu Portugalia, discută și cu alte țări care au avioane de vânzare pentru a avea varianta tehnică și financiară cea mai bună. Cunosc acest subiect în prea mare detaliu. Ca și să îl cunosc în foarte mare detaliu, dar știți că nu putem vorbi foarte mult în public despre el. Putem vorbi pentru că detalii. La ultima fază era așa, agrea se-ministrul apărării cu premierul, cu ministrul apărării portughez, care public a spus că s-a ajuns la un agreement, urma ca guvernul României să trimită o scrisoare, să formalizeze acest interes printr-o scrisoare de intenție. L-ați formalizat sau nu? Dacă nu, de ce a picat înțelegerea? Nu, n-a picat înțelegerea. Ați formalizat interesul pentru Am formalizat interesul pentru avioane in use, F-16, către țările care au disponibile. A, către avioane. Mai multe țări, înțeleg. Păi nu e doar Portugalia. A, deci negociați cu mai multe țări. Negocierea este pentru a avea, din punct de vedere tehnic, cele mai bune avioane, la un preț pe care să putem să-l și suportăm. E o știre importantă asta pentru că până acum se înțelegea că România a bătut palma cu guvernul portughez și că urma să efectuați o serie de demersuri legale prin care achiziția să se facă efectiv. Demersurile sunt făcute de negociere, dar nu, n-am încheiat un acord final cu nimeni. Există o inițiativă parlamentară a PSD prin care acțiunile, mai multor parlamentari PSD, prin care acțiunile deținute de Ministerul Economiei la Portul Constanța să fie transferate la primărie și Consiliul Județean. Este o inițiativă a parlamentarilor din Constanța. Eu vreau să vă spun următorul lucru. În primul rând, în Portul Constanța vreau să facem curățenie. În continuare există semnale, informații privind Portul Constanța ca fiind unul din zonele de evaziune fiscală. În al doilea rând, dacă facem și curățenia, se face cu forțe conjugate. În al doilea rând, vreau să facem un studiu clar, bazat pe ce se întâmplă în Europa, acolo unde știți foarte bine, Rotterdam, Hamburg, marile porturi sunt la administrațiile locale și pe realitățile românești, inclusiv ceea ce înseamnă necesități de investiții, și o să luăm în baza unei dezbateri publice decizia cea mai bună. Dar deocamdată nu aveți, înțeleg, un punct de vedere să treacă sau să nu treacă la CJ și primărie. Punctul meu de vedere este, repet, în primul rând de a avea o acțiune clară, de a ști că statul român din Portul Constanța și-a toate taxele,
în mod corect, da. Ceea ce e un deziderat important, să știți că vorbim de sume importante, și în al doilea rând, de a avea o poziție bazată pe ceea ce se întâmplă în Europa și pe ceea ce e mai bine pentru România. Nu sunt în acest moment nici pentru, nici contra, dar sunt în ideea clarificării statutului. Ultima întrebare, insistent pusă de industrie, sunteți de acord cu poziția ministrului Energiei Constantin Niță de scăderea subvențiilor, a certificatelor numărului de certificate verzi pentru investitorii din domeniul energiei regenerabile, da sau nu? Păi nu pot să vă spun cu da sau nu. Pot să vă spun doar că în acest moment România are cele mai bune condiții din Europa și că efectele asupra pieței energiei și asupra bugetului și a costurilor sunt foarte mari. Anul ăsta vreo 500 de milioane de euro. Vreau să aducem condițiile din România la nivelul altor țări europene, fără a descuraja niciun fel investițiile, dar făcându-le probabil profitabile pe termen mai lung, nu așa în 2-3 ani. Deci asta înseamnă că o să scadă numărul de permise. Veți lua măsuri care duc la scăderea numărului de permise. Vom negocia și vom discuta cu cei din domeniu pentru viitor ca numărul de certificate verzi să fie la media europeană. În acest moment avem cele mai bune condiții și suntem o țară un pic cam săracă ca să ne permitem lucrul ăsta.